Astra a pornit puternic în turul campionatului, înregistrând 4 victorii consecutive, cu Constanța, Corona și Pandurii în deplasare și apoi cu Universitatea Cluj acasă. Următorul meci a avut loc tot la Giurgiu și în etapa 5-a turului, Astra a trebuit să se recunoască înfrântă, 1-2 cu eterna rivală Petrolul, care ne-a smuls 3 puncte importante. A urmat un 4-0 cu Galați în deplasare și un meci nul acasă cu Ceahlăul, apoi un 3-0 tot acasă cu FC Brașov. Astra se instalase pe primul loc al clasamentului și a rămas în frunte chiar dacă următorul meci a fost unul nefast. Am pierdut cu 1-3 cu Concordia Chiajna, într-un meci slab și după o evoluție incertă, greu de explicat. Următorul meci a dus giurgiuvenilor o mare satisfacție și lui Budescu un super gol, marcat de la mare distanță în secunda 15. A fost 2-1 acasă cu Dinamo într-un meci superb care ne-a păstrat în frunta clasamentului. Astra a făcut apoi 0-0 la Cluj și a învins acasă cu 3-1 pe Gazmetan Mediaș, pregătindu-se pentru o altă victorie, 4-3 în deplasare cu Săgeata Năvodari. Era ultimul meci înaintea dublei cu Steaua, întâlniri considerate deosebit de importante pentru stabilirea ierarhiei în clasament, înaintea pauzei de iarnă. Lider în Liga 1, terminați turul pe primul loc. Da, sună bine, e frumos, însă mai e mult până departe. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să o luăm pas cu pas. Steaua, am spus-o de fiecare dată, are 2 meciuri numai puțin ca noi și, după părerea mea, abordabile, pornesc ca favoriți, așa că mai e mult până departe. A urmat înfrângerea cu 1-3 pe Național Arena în fața Stelei, meci considerat ca primul din retur, apoi restanța cu Steaua din tur, pe Marina Anastasovici, unde giurgiuvenii s-au mulțumit cu un egal. A fost 1-1, rezultat care a facilitat Stelei instalarea pe primul loc în clasament. Înaintea meciului de azi cu Corona Brașov, asta se află pe locul 2 în clasament cu 42 de puncte, la 3 puncte în urma Stelei. Urmează Petrolul cu 40 de puncte, Pandurii cu 34 și Dinamo cu 32 de puncte. După ce Steaua a învins ieri cu 2-0 pe Ucluj, în afara meciului de la ora 20:30 al cu Corona. Tot astăzi se mai joacă Săgeata Năvodar cu Bodoșani. Mâine va fi Oțelul cu Pandurii, iar duminică Dinamo împotriva Viitorului Constanța. CFR versus Vaslui și cealaltă echipă a Brașovului contra Petrolul. Luni mai sunt programate partidele Ceahlăul cu Universitatea Cluj, Concordia cu Steaua și Gazmetan cu ACS Poli Timișoara.